Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă organizată astăzi în instituția prefectului, ca urmare a unor declarații apărute în spațiu public a domnului primar al municipiului Focșani, care aduce în discuție un subiect foarte sensibil și de interes județean și local. Și am considerat că este necesar să transmitem vrâncenilor și focșănenilor situația reală în care ne aflăm și cum au decurs lucrurile de-a lungul timpului. Pentru că domnul primar a făcut acuzații la adresa instituției prefectului, aș vrea să vă informez că prin hotărârea de guvern 1031 din 27 noiembrie a anului trecut a fost aprobată strategia de vaccinare împotriva COVID-19, moment din care au început pregătirile pentru organizarea centrelor de vaccinare în toată țara. Acolo au fost stipulate obligații ale instituției prefectului care urma să coordoneze la nivel județean campania de vaccinare, o serie de obligații ale autorităților publice locale care aveau ca și sarcină să identifice spații disponibile pentru această activitate, să amenajeze și să organizeze activitatea centrului de vaccinare. De asemenea, o serie de obligații reveneau și Direcției de Sănătate Publică, aceasta având sarcina să monitorizeze și să coordoneze din punct de vedere medical și al aprovizionării cu vaccin aceste centre de vaccinare. În decembrie, la începutul lunii decembrie, am trimis către primăria municipiului Focșani o solicitare, aceasta purtând numărul 15610 din 12 decembrie 2020, prin care solicitam primăriei municipiului Focșani să pună la dispoziție 4 spații pentru organizarea acestor centre de vaccinare. Și am propus dispensarul din zona sud, acel spațiu proaspăt amenajat, cercul militar Focșani, corpul administrativ din cadrul liceului numărul 4, fosta cantină, și sala de sport a școlii numărul 9 din Focșani. Deci 4 centre de vaccinare, așa cum au fost propuse de către CNCAV atunci când a debutat campania de vaccinare. După 2 zile, primăria municipiului Focșani ne răspunde prin adresa 14393 cu această formulare, prin care din care înțelegem că singurul spațiu amenajat sau disponibil pentru a fi amenajat centrul de vaccinare este dispensarul de la sud, pentru care solicită suma de 450.000 de lei pentru desfășurarea acestei activități, reprezentând cheltuieli pentru dotări, amenajări și curățenie. 450.000 de lei. Bineînțeles că atunci când CNCAV a ajuns la momentul în care a putut să repartizeze un număr de fluxuri, a venit rândul și acestui centru, a fost repartizat acest flux și a început activitatea. Domnului primar al municipiului Focșani nu i-a fost niciodată interzis, nu a fost niciodată
obstrucționat să deschidă alte centre de vaccinare. Așa cum ați văzut din adresa trimisă de noi, s-au propus încă de la început 4 locații în care să funcționeze centre de vaccinare. Dacă dumnealui îl dorea cu adevărat, putea să organizeze din timp, dar dumnealui a preferat să găsească întotdeauna tot felul de chichițe legislative, chichițe birocratice și să se scuze că instituția prefectului sau că Direcția de Sănătate Publică nu dorește să sprijine această activitate. Este total fals și dacă nu am fi încurajat noi această activitate, dacă nu ne-am fi dorit să se organizeze aceste centre, probabil că nici în ziua de azi nu începea vaccinarea în municipiul Focșan, dacă totul era la dispoziția dumnealui. Prin grija Direcției Sănătate Publică, prin disponibilitatea remarcabilă, și vreau să mulțumesc pe această cale, a Centrului Militar Zonal, a Cercului Militar și a Garnizoanei Focșani, au fost puse la dispoziție o serie de facilități, începând de la spațiu, asigurare de personal și de materiale, astfel încât s-au organizat în Casa Armatei mai multe centre la un loc, mai multe fluxuri, astfel militarii dispunând de câteva fluxuri de vaccinare, la fel și Direcția de Sănătate Publică s-a ocupat să vaccineze în toată această perioadă o bună parte a persoanelor din Vrancea și din Focșani. A fost un efort extraordinar din partea dumnealor, iar despre asta o să rog pe doamna dr. Lazar să ne prezinte cum au stat lucrurile la Casa Armatei. Încă o dată revin și mulțumesc militarilor care au avut încredere și s-au pus la dispoziția focșănenilor, astfel încât să putem organiza aceste centre. Referitor la retragerea unei părți din activitatea de la Casa Armatei, de asemenea o să vă spună doamna doctor. Dacă vreți să completați. Da, referitor la supărarea domnului primar că cele 3 fluxuri de vaccinare destinate populației civile au fost preluate de către UAT Suraia. Țin să reamintesc domnului primar că a fost invitat la ședința nucleului județean de coordonare a vaccinării din data de 3 februarie, atunci când la ședință au fost invitați și primarii orașului Odobrești, orașului Panciu și comunei Tâmboiești. Ședință de la care domnul primar a absentat, însă a trimis alte persoane, respectiv secretarul general al UAT Focșani, reprezentanții DAS și doamna manager public. La ședință au fost prezenți reprezentanții garnizoanei Focșani, care și-au arătat disponibilitatea de a preda pe bază de contract de comodat spațiul din cadrul Cercului Militar Focșani, în vederea preluării acestuia de către Primăria Municipiului Focșani. Domnul primar a ales, nu știu dacă din rea voință sau din proastă consiliere, să prezinte un răspuns prin care să dea 2 variante agreate de dumnealui și respectiv varianta preluării celor 3 fluxuri de vaccinare pentru populația civilă la Dispensarul Sud, lucru nelegal, deoarece acel spațiu nu permite funcționarea concomitentă a 2 centre de vaccinare, pentru că acolo funcționează un centru de vaccinare cu vaccin AstraZeneca, iar cele 3 fluxuri de vaccinare presupun înființarea unui centru de vaccinare cu vaccin Pfizer. A doua variantă prezentată de domnul primar fiind varianta menținere celor 3 fluxuri adresate populației civile, fără plata cheltuielilor cu utilitățile. Țin să reamintesc domnului primar că aceste sume se finanțează de la bugetul de stat prin contractele de finanțare încheiate cu Direcția de Sănătate Publică,
Și nu era absolut nicio problemă în momentul în care dumnealui, în reprezentanții dumnealui, au susținut în ședința din 3 februarie că aceste centre de vaccinare pot funcționa doar în spații aparținând domeniului public, domeniul privat aluat în municipiul Bocșan, sau prin spații preluate prin contract de închiriere. Așa cum am menținut că un contract de închiriere este legal, putea să accepte și această variantă de comodat, având în vedere disponibilitatea garnizoanei, care în toată această perioadă a pus la dispoziția populației civile spațiul și toată dotarea în vederea vaccinării populației civile. Lucruri la care garnizoana nu era obligată, dar a ales să facă acest lucru în vederea menținerii sănătății populației, nu numai din județul Vrancea, populației civile din întreg teritoriul țării. Bună ziua! Situația generată de declarațiile în spațiu public al domnului primar trebuie un pic clarificate. Prin Strategia Națională de Vaccinare, conform ordinului la 1031 de 2020, s-a pregătit campania de vaccinare anti-COVID-19 la nivel național, implicit și la nivel județean. La momentul datei respective, vorbind de luna decembrie 2020, județul Vrancea, în urma analizelor la nivel național, i-au fost atribuite 12 centre de vaccinare a fi deschise pe întreg teritoriul județului Vrancea. Aceste 12 centre de vaccinare trebuiau să îndeplinească niște condiții clare de organizare și funcționare, respectând circuitele epidemice în interiorul centrului de vaccinare. Motiv pentru care, vorbind în luna decembrie, am deprins, în urma unei ședințe, identificarea a 12 spații care să întrunească condițiile pentru organizarea unui centru de vaccinare. Din cele 12 centre de vaccinare, 4 centre de vaccinare au fost gândite să fie organizate și deschise la nivelul municipiului Focșani, deoarece municipiul Focșani deține cea mai mare, cea mai mare populație din județul Vrancea. Și, de asemenea, este ușor accesibil populației, pentru că era punctul central al județului. Conform recomandărilor Uniunii Europene și a Organizației Mondiale a Sănătății, campania de vaccinare la nivel european era programată să demareze în toate statele membre UE cu data de 27 decembrie, lucru la care trebuia să ne aliniem și noi. Deoarece, la momentul respectiv, nu s-au putut identifica și nu s-au putut programa pe platforma de programare persoanele pe în vederea vaccinării, s-a decis amânarea vaccinării începând cu data de 4 ianuarie, obținând un timp în care să identificăm și să organizăm pentru funcționare centre de vaccinare. La momentul respectiv, au fost deschise centre de vaccinare în toate unitățile medicale pentru vaccinarea personalului propriu, iar pentru personalul medical sistemul medical privat și cei care nu doreau să fie vaccinați printr-un centru de vaccinare organizat în incinta unităților spitalicești, s-a decis deschiderea și organizarea acestui centru de vaccinare la Casa Armatei, centru de vaccinare care este în vecinătatea spitalului militar și care ar fi putut să preia cu ajutorul personalului medical din cadrul spitalului militar eventualele urgențe care apăreau în urma vaccinării. Asta a fost unul din motivele pentru care, plus de asta, că era o zonă care oferea siguranță populației, întrucât campania de vaccinare la nivel național a demarat ca fiind o campanie organizată cu sprijinul armatei. Între timp s-au reglat și aspectele de ordine legislativ. Și în luna februarie, când au apărut ordinele privind preluarea și finanțarea corespunzătoare a centrelor de vaccinare, bineînțeles că a revenit și în sarcina OATE a municipiului Focșani organizarea și preluarea centrelor deja organizate. De asemenea, trebuie să menționez. Eu nu pot să vorbesc decât din punct de vedere medical, pentru că eu sunt medic.
funcționarea centrului de vaccinare de la Casa Aromatic, pentru care au fost alocate 3 fluxuri de vaccinare Pfizer, a fost asigurată pentru o bună, pentru vaccinarea persoanelor programate, cu personal propriu de SP, cu personal voluntar și cu personal din cadrul Spitalului Militar Focșani. Apărând aceste ordine în vigoare, făcându-se declarații în spațiu public privind modalitatea de plată a personalului care asigură funcționarea centrului de vaccinare 7 zile pe săptămână, 12 ore, intervalul 8-20 în fiecare zi, s-a considerat de cuvință că este în sarcina OAT-ului să preia și să finanțeze corespunzător buna desfășurare a actului medical din centrul de vaccinare. Pentru acest lucru au fost o serie de ședințe de lucru, de informare. Una din ședințele de lucru a fost chiar la DSP cu reprezentanții tuturor OAT-urilor în care au fost desemnate a se deschide centre de vaccinare la nivelul județului Vrancea. La niciuna din ședințele organizate cu acest scop, domnul primar nu a dorit să participe. În schimb, și-a trimis reprezentanții care au părut că au înțeles necesitatea preluării și finanțării corespunzătoare. În schimb, în final, neîmplinindu-se acest lucru. De asemenea, afirmațiile eronate ale domnului primar că este rea voință din partea Direcției de Sănătate Publică Vrancea trebuie combătute, în sensul că Direcția de Sănătate Publică Vrancea are un sarcină sănătatea populației de pe întreg teritoriul județului Vrancea și nu doar a populației din teritoriul municipiului Focșani. Noi trebuie să ne asigurăm că toate persoanele care domiciliază în județul Vrancea au acces la vaccinare. Dumnealui trebuia doar să asigure și până acum nu a vorbit decât din punct de vedere administrativ, fără să țină cont de toate celelalte ordine și legi conexe din punct de vedere medical, cărora noi ne supunem și pe care trebuie să le respectăm. De aceea mi se pare greșit din partea dumnealui să afirme că este rea voință din partea noastră, când de fapt se pare că doar dumnealui dă dovadă de rea credință și de rea voință față de cetățenii municipiului Focșani. De asemenea, trebuie clarificat relocarea celor 3 fluxuri de Pfizer de la Centrul Militar Casa Aromatic către Comuna Suraia. Pentru că el s-a transmis eronat informații în sensul acesta. Nefiind preluat și refuzând în mod categoric și constant preluarea centrului de vaccinare pentru populația civilă organizată în Casa Aromatei, a trebuit să găsim soluții de continuare a vaccinării pentru persoanele care deja erau vaccinate și de asemenea pentru persoanele care erau programate în vederea vaccinării în perioada următoare. Neavând disponibilitate din partea municipalității de preluare acestui centru de vaccinare dedicat populației civile, a trebuit să găsim soluții, să relocăm într-un spațiu care să asigure atât cu personal medical dedicat, cât și cu finanțare corespunzătoare bună funcționarea activităților de vaccinare din respectivele centre. Motiv pentru care a coincis cu deschiderea și alocarea unui flux de Pfizer la centrul de vaccinare organizat în sala de sport a satului, a comunii Suraia și nu a școlii Suraia, cum a fost transmis eronat. Și de asemenea, încă unui centru de vaccinare de tip Moderna cu separare funcțională între cele două centre. Pentru că exista personal medical în număr suficient și pentru că disponibilitatea doamnei primar Maria Stroie a fost de a veni în sprijinul cetățenilor care erau deja programați, care au fost deja vaccinați, de a ne sprijini și pe noi să relocăm aceste centre, bineînțeles că neavând alte soluții decât, nu aveam decât două posibilități, să închidem centrul de vaccinare de la Casa Aromatic până când se găsea domnul primar, de cuvință să identifice un spațiu confort, ori să relocăm fluxurile deja existente către un alt centru care să preia întreaga activitate, care de altfel mergea foarte bine și era foarte bine organizată. Îmi pare rău că s-au creat
s-au creat neînțelegeri, că s-au creat supărări. Cetățenilor din municipiul Focșani, dar trebuie specificat și trebuie înțeleasă foarte clar situația. Centrul de vaccinare organizat nu este dedicat doar populației din municipiul Focșani, ci este dedicat unui număr de persoane care sunt inclusiv în satele din împrejurimea municipiului Focșani, astfel încât ei au fost împărțite, astfel încât persoanele respective să aibă acces facil către centrul de vaccinare. Din nefericire, domnul primar a decis că pentru municipiul Focșani este suficient ca centrul de vaccinare dispensarul sud, motiv pentru care nu ne-a dat altă soluție de ales decât să relocăm cele trei fusuri de la Casa Armate pentru a le face și a le ține în continuare funcționale. Trebuie să menționăm de asemenea că aproape 20.000 de vaccinuri administrate au fost efectuate în Casa Armate până la data relocării centrului de vaccinare la Suraia. Și s-a lucrat strict cu personal de SP și cu voluntari. Aș vrea să mai aduc câteva completări. Dacă analizăm atent, discutăm aici doar de voință. Pentru că așa cum ne-a fost repartizate către CNK, încă de la început, cele 12 centre de vaccinare la nivelul județului Francea, care au fost repartizate, s-a încercat o repartizare corectă, uniformă, pe întreg cuprinsul județului. Și primari din localități precum Tâmboiești, Dumitrești, Măicănești, Panciu, Ajut, s-au mobilizat exemplar și în câteva zile au reușit să amenajeze, să asigure spațiul necesar. Nu mai vorbim de Suraia, care într-o singură zi a organizat acel centru de vaccinare și l-a organizat foarte bine. Cred că dacă exista voință și dorință din partea domnului primar Misăilă, găsea o soluție. Chiar și o portiță legislativă prin care să preia încomodat de la armată, așa cum a avut disponibilitatea și ne-au pus la dispoziție și ne-au propus un contract de comodat, ar fi trebuit să-l preia, astfel încât acele fluxuri să rămână în Focșani. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat și de suferit au avut focșănenii. Dar am făcut o serie de demersuri și la nivel național s-a stabilit ca centrele de vaccinare din cadrul unităților militare, acele centre care funcționează la Casa Armatei, care au rămas ale MAPN-ului, începând de ieri, să vaccineze și populația civilă. Astfel, gradual se va crește numărul, începând de la 15 persoane pe zi până la 60 de persoane pe zi, va crește numărul persoanelor din categoria populației generale, care va putea să se vaccineze în centrul de la Casa Armatei. Bineînțeles, avem toată disponibilitatea și acordăm tot sprijinul, am încurajat DSP-ul să sprijine, să dea tot concursul, astfel încât și la liceul pedagogic să fie deschis acel centru. Astăzi, domnul primar a afișat câteva perdeluțe acolo, s-a prezentat, dar nu ne-a asigurat că există constituită echipa de medici necesară pentru această activitate. S-a limitat doar să anunțe că a pus la dispoziție sala. Trebuie să înțeleagă că trebuie să organizeze până la capăt tot acest proces și cel mai important este să identifice acel număr de medici necesar, astfel încât 12 ore și 7 zile din 7 să se poată prezenta cetățenii pentru vaccinare. Cam astea am avut de precizat. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă ascultăm. Ați menționat 12 centre de vaccinare în județ și totuși la acest moment sunt deschise în Vrancea doar 5-6 centre de vaccinare. Ce se va întâmpla cu celelalte?
Acele centre au fost amenajate, pregătite pentru vaccinare, dar au apărut problema lipsei personalului medical și mă refer în special la medici. Pentru că în categoria asistenților medicali și a registratorilor nu sunt probleme, s-a identificat un număr suficient de persoane disponibile, dar în schimb, în ceea ce privește disponibilitatea medicilor pentru a se implica în această activitate, din păcate nu am găsit un sprijin, un răspuns favorabil din partea dumnealor și din aceste motive nu avem deschise alte centre. Și în acest sens, în discuția de astăzi, din ședința de astăzi a nucleului, am propus ca în continuare ce fluxuri ne vor fi repartizate nouă județului Vrancea, să încercăm să le alocăm acolo unde avem deja constituit această echipă și în acest sens ne propunem să mai adăugăm un flux la Odobești, pentru că acolo există deja această echipă. Bineînțeles, dacă domnul primar ne asigură că are personalul disponibil, va primi pentru început un flux, pentru că s-a dovedit că activitatea de vaccinare este destul de complicată și dobândirea calităților necesare pentru această activitate se întinde pe un interval de timp, astfel încât după o săptămână sau două în care personalul a înțeles ce are de făcut, a dobândit cunoștințele necesare vaccinării, va fi suplimentat cu încă un flux sau două, depinde ce vom reuși să primim de la CNCAV. Deci asta înseamnă concret că celelalte centre care au anunțat a fi deschise, din imposibilitatea de a găsi medici, nu vor mai fi deschise. Așa este. Deocamdată. În continuare, facem demersuri, am discutat și cu Casa de Asigurări de Sănătate și cu Colegiul Medicilor și cu medicii de familie din localități, încercăm să constituim în continuare, să coagulăm cât încă măcar o echipă, în special la Dumitrești. Vom vedea dacă reușim acest lucru. Medicii de familie vor putea face vaccinuri și în cabinetele proprii. Aveți până acum solicitări? Știu că există un termen limită, încă nu s-a ajuns acolo, dar dacă aveți semnale. Doamna doctor, vă poate răspunde. A fost transmis o informare către toți medicii de familie din județul Vrancea, privind disponibilitatea de a asigura vaccinarea prin cabinetul propriu. Încă centralizăm datele de la medicii de familie. În prezent, și-au oferit disponibilitatea 5 medici, până pornind la data de astăzi. Dar avem termen până pe data de 31 martie de a primi răspunsurile de la medicii de familie din teritoriu. Și vreau să vă mai adăugăm că la nivelul județului Vrancea sunt funcționale 8 centre de vaccinare, din care unul este cu două fluxuri de AstraZeneca, scuzați-mă, cel de la dispensarul Sud, cu două fluxuri de AstraZeneca, căminul pentru cronici panciul, un flux de AstraZeneca, sala de sport Suraia, un flux de AstraZeneca, care îi se adaugă cele trei fluxuri de Pfizer, scuzați-mă, Suraia, un flux de Pfizer, care îi se adaugă cele trei fluxuri de Pfizer de la Casa Armatei. Mai există un centru de vaccinare la sala de sport Suraia cu trei fluxuri de Moderna, sala de sport Odovești cu un flux de Pfizer și Spitalul Municipal ajută cu două fluxuri de Pfizer. La aceste centre de vaccinare mai sunt organizate încă patru centre de vaccinare pentru populația militară, care va putea primi și vaccina inclusiv populația civilă. Se începe treptat până când se va suplimenta fluxul de vaccinare la 90 de persoane vaccinate pe zi per flux. Iar la momentul acesta, brigada la Rom 8 are patru fluxuri de vaccinare cu Pfizer, care vor fi dedicate populației civile,
iar spitalul militar are două fluxuri, din care unul cu Pfizer și unul cu AstraZeneca și sunt toate pe teritoriul municipiului Focșani. Acestor patru fluxuri dedicate, acestor patru centri de vaccinare dedicate populației din municipiul Focșani, vom adăuga un flux de Pfizer pentru început în centrul de vaccinare pe care domnul primar l-a identificat și pe care dorește și dorește să-l facă funcțional și noi ne oferim toată disponibilitatea să-l sprijinim astfel încât persoanele care se programează să aibă acces la vaccinare, inclusiv în respectivul centru de vaccinare. Mulțumim tare mult! Am eu o întrebare, dar nu legată de subiectul, despre situația la spital, de la spital doamna Lazar, dacă ne puteți spune cam situația de la spitalul județean, în privința conducerii. Ce-ați dorit să vă spun? La toată prietenia pregătită în sensul al că domnul Mândrilă are o hotărâre judecătorească care trebuie pusă în aplicare printr-un ordin al Ministrului Sănătății. Dumnealui a decis să dea în judecată Ministerul Sănătății pentru a-i suspenda cele două ordine de suspendare și demisie. În momentul în care Ministrul Sănătății trimite și emite ordinul de repunere pe funcția domnului Mândru, îl vom accepta că este manager de drept și vom continua activitatea pentru că populația nu trebuie să sufere din punctul ăsta de vedere. Iar neînțelegerile nu au de ce să se răspundă asupra populației. Există până acum un punct de vedere de la minister? Nu am vorbit cu ministerul, știu doar că atât pot să vă spun că a fost constituit un consiliu de administrație prin care s-a luat act de acțiunile domnului manager, care nu a decis să informeze corespunzător Direcția de Sănătate Publică și se pare că nici Ministerul Sănătății, pentru că dumnealui trebuia să aștepte numirea conform legislației, prin ordin de ministru. Este într-adevăr un act judecătoresc, nu-l contestăm, îl respectăm, îl aplicăm, dar respectând rigorile legii sănătății. Aș mai avea o întrebare, a zis aseară Ministrul Sănătății, că referitor la criza medicilor de terapie intensivă, că și medici din alte specialități vor putea asigura aceste servicii pe terapie intensivă. S-au identificat până acum alți medici, că și la noi e această criză, mai ales la Giud, dacă vorbim, dar și la Spitalul Județean. La momentul de față? Nu. Cred că se impune o precizare. Domnul ministru s-a referit la faptul că orice medic va trebui să trateze COVID. Asta a nu se confunda cu terapie intensivă. Un medic de ATI e un medic de ATI, e anestezie, terapie intensivă. Aceștia, din păcate, sunt foarte puțini și așa cum am solicitat de mai multe ori, și în scris, și verbal, și în videoconferințe, dacă ni se repartiza, dacă ni se detașa, sau știu eu, o delegare a unui medic ateist, în completarea echipei de la Focșani de 7 ateiști, cu al 8-lea, puteam realiza 2 linii de gardă, ceea ce presupunea dublarea numărului de paturi ATI. Pentru că există un număr de 10 paturi pe o secție specială amenajată la etajul 3 în spitalul județean Sfântul Pantelimon, dotate corespunzător cu monitoare, cu ventilatoare, cu oxigen, paturi noi de ATI, dar din păcate, fără acest medic, nu putem completa numărul de medici care să asigure o tură completă de gardă pe aceste secții. Solicitarea a fost făcută în mai multe rânduri. Ultima a fost chiar în videoconferința de acum 3-4 zile cu domnul prim-ministru și cu domnul ministru de interne, în care am solicitat să ni se repartizeze. Domnul Arafat m-a sunat și m-a asigurat că se vor face demersuri astfel încât în cel mai scurt timp să avem încă un medic ATI. Încă nu avem semnate, dar așteptăm. Și la Giud, care e situația?
Acolo este un singur medic ATI care doar asigură un număr de 6 paturi cu oxigen pentru bolnav. Deci nu se fac intubări sau alte operații specifice anestezie terapie intensivă, ci doar asist la un anumit grad de complexitate a intervenției asupra bolnavilor COVID. Și acolo, dacă ar exista specialiști, câte paturi ar fi pentru terapie intensivă? Știu că erau 10 la un moment dat. 10 paturi, dar pentru a asigura o tură de gardă permanentă, trebuie minim 4 medici. Teoretic, trebuie 5. Dar 4 cu un efort, să spunem că ar putea asigura o linie de gardă. Așa am putea să menționăm că avem nevoie în continuare de medici cardiologi, de interniști, de medici de laborator, de biochimiști. Este o criză generală de personal, de specialitate, înalt calificat, înalt specializat. Nu a prevăzut nimeni această criză, ea este la nivel mondial. Ne-a găsit așa cum ne-a găsit și, din păcate, încercăm să adaptăm din mers și nevoia de personal, și legislația, și acțiunile, și toate activitățile, astfel încât să venim în sprijinul oamenilor și să protejăm sănătatea lor atât cât se poate.